Salut! Cum vă spuneam data trecută, este acest vlog, este din seria vlogurilor cu apartamente de vacanță. Astăzi suntem în Calao Salvaje, eu cu my beautiful wife. Și în parcarea asta, apartamentul este undeva, dați să vedeți, apartamentul este undeva în complexul ăsta. Și în parcarea asta, în jos, uitați ce vedeți. Asta este La Gomera și aici este Oceanul Atlantic. Da, data trecută când am fost în ADH, a găsit pe jos Cristina niște bani. Hai să vizităm acest apartament pe care să-l și fotografiem. Mi-ai luat tu telefonul? Ai, ce bolovană-s. Cu el filmez. dar ce complex drăguț, ce drăguț e balconul, ce... Hai să vă arăt și în spate cum se vede de aici. Complexul ăsta e foarte mare și o să vă arăt imediat acum o să intru în complex. Dar e și foarte frumoasă zona. Uitați aici ce palmieri. În jos se merge spre o plajă. Nu i-am prins exact numele. Și acum am intrat înăuntru. Este parcare acolo în față. Locuri de parcare sunt, m-am uitat. Bun, pe aici intri în complex. Sunt mai multe intrări. Și tot complexul ăsta este de locuințe. Pe aici urci la apartament. Este și lift, care eu o să-l iau. Este la etajul 3. Da, acum și vedeți cu ce filmez. Am și ajuns. Ia uite. Etajul 3. Mă, cățești gurița ta. Ok, și acum așa... Aici suntem pe calea cea bună, drumul cel bun, pe drumul îngust. Hey, ¿qué tal? Muy bien, sí? Sí, por favor. Hola. Ce luminos, cu trepte, frumos. Ia uitați aici. Opa, și jos mai e ceva. Da, hai să începem cu începutul. Aici așa avem un living select, aș zice, cu televizor, cu tot ce trebuie și o chestie faină că nu trebuie să vă aduceți pozele de acasă, că sunt deja aici, înrămate. Da? Deci nu veniți fără poze. O dining table. Hai să mai vedem. Aici așa. Bucătărie frumos, separată, ca să nu vă afumați când faceți mici. Un frigider Bosch, nu vă speriați că nu e plin. Aici când vor să facă micii, nu? Și... Da. Aici așa e mașina de spălat rufe. Excelent. Nespresso de cafea. Nespresso. Din asta cred că avem și noi, nu? Nu. Capsule. Nu, avem unul mai mic pentru caravană sau ceva de genul. Da, da. Da, e drăguț de tot. Rău, drăguț rău. Aici nu știu ce este. Aici este o toaletă cu toaletă. O toaletă cu chiuvetă. Și sus, jos, te-ai dus? Ai fost? Hai să vedem. Hai să vedem. Cred că sus e dormitorul matrimonial. Nu. Aici așa este, cred că, o terasă. Hai să vedem. Ia uitați ce view aici, excelent! Da! Ia uitați! Direct view cu La Gomera. Aici se doarme excelent. Și eu aș dormi aici seara. Deci, practic, sus e terasa și cred că jos e un dormitor sau ceva. O să mă duc să văd. E ca canapea extensibilă. Atunci eu încep să fac poziții. Alright, și aici așa, mergem aici. Și aici așa mai avem o chestiune. De puteți usca rufele. Un patio, cum se zice, umbrelă. Haideți să coborâm jos acum. Și să vedem cum arată le dormiteur. Așa. Într-un fel e faină treaba asta, fiindcă ai așa o sferă privată
Și e bine. Deci, două dormitoare. Da? Aici avem un dormitor. Cu două paturi single. Dulap. Frumos. Corespunzător aferent. Da, și cred că aici e chestie de călcat. Exact. Clasic. Mi se pare că la un complex așa de mare, totuși mi se pare că e liniște. Deci chiar mi se pare liniște. Și aici așa alt dormitor. E un apartament luminos. După cum se vede. Și la fel, cu un mic birou aici, climă, iarăși un dulap care se trage, una piesă vagabond, dar nu știu, vagabondul Petre Roman. Ăla-i. Asta-i. Și aici avem o baie, hai să deschid lumina. Ia uite, mă, cu vanul, mă, cât aroganță! Van în Tenerife, aroganță maximă. Toaletă, chiuvetă, drăguț, me gusta. Sper că vă place, mie-mi place. Da, fumătorii pe terasă, aici nu se fumează. Uite, fosta mea prietenă. Fosta mea prietenă de lecții de fotografie. Așa. The new generation. Iarăși v-am zis, bucătăria este utilată. Tacâmuri, oale, cratițe, mă rog, tot ce dorește inima. Hotă, farfurii, fierbător de apă. Deci chiar nu trebuie să aduci nimic dacă vin concediu. Aici așa să speli Sleepy și da, avem și Wi-Fi. Tot felul de prospecte pentru diverse atracții de aici din Tenerife. Uite, o oglindă așa mai pe opulență și canapeaua asta e drăguță și asta se trage, apropo. Deci apartamentul ăsta este în Calao Salvaje, vă ziceam, și maxim 6 persoane pot fi acomodate aici. Iarăși, o să vă las detaliile în descriere. Și link-ul dacă vreți să închiriați. Este un apartament vacațional, iar complexul este împărțit 50-50. Aici se și locuiește, dar sunt și apartamente de vacanță. Bun, acum să vă dau câteva detalii despre apartamentul ăsta. Apartamentul ăsta este, cum spuneam, în cale Calao Salvaje. Este la aproximativ 20 minute de aeroportul din sud, deci aproape. De aici la vreo 200 de metri este o plajă, iar în jur sunt nici la 5 minute găsiți pub-uri, cafenele, restaurante cu grătăreală și așa mai departe. Ca și poziție, ce este avantajos aici, că deși este în sud, nu se află neapărat în aglomerația care e, de exemplu, în Las America sau Los Cristianos, unde dacă închirezi o mașină, de exemplu, nu prea găsești locuri de parcare, mai ales în timpul verii. Iarăși, îmi place delimitarea asta între living și dormitor. Dormitoarele sunt jos, living-ul e sus, bucătăria e separată. Deci totul este un pic delimitat. Ai un pic de... Dacă faci de mâncare, de exemplu, nu miroase aici în living. Eu cred că este pentru un escape din ăsta de weekend sau pentru, v-am zis, maxim șase adulți, dar pentru, de exemplu, o familie cu copii, eu cred că este ideal aici. Există și piscină, care o să o filmez imediat. Cam astea sunt detalii. Și bineînțeles, v-am adus și la piscină. O piscină mare, de fapt două piscine. O piscină pentru adulți și asta din spate micuță pentru copii. Afară este și un parc de copii, așa că toată lumea e fericită. Știți? Bună ziua! Bună ziua, mea! Hai, dă-i drum! A, da, ce fain bate soarele! Da, da! Asta este piscina! Piscina și de copii! Aici avem și dușuri! Hai să vedem, funcționează? Sigur că da. Vrei să faci un duș?
A, și aici așa este parcul pentru copii. E frumos așa cu palmieri ăștia. Da, mai jos undeva, am înțeles. Bine, dragilor, asta a fost apartamentul de vacanță de astăzi. Plecăm la mașină și mergem să mâncăm ceva, că suntem puțin rupți. După muncă și răsplată. După muncă și răsplată. Hai, vă pupăm! Ne vedem în următorul.